gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. Salutare și bine v-am găsit! Astăzi o să discutăm despre cum să construiești un mediu de lucru sănătos și în același timp cum să îți îmbunătățești relațiile colegiale. Cred că la un moment dat fiecare dintre noi și-a dorit să fie singur la locul de muncă. Uite, asta sunt eu, singurel la locul de muncă, nimeni nu-mi spune ce să fac sau unde să mă duc. Din păcate, majoritatea dintre noi nu își permit acest lucru. Cu toți avem cel puțin o persoană, managerul nostru, care ne stresează, între ghilimele, având așteptări de la noi și spunându-ne ce să facem. Acum, dacă te gândești un pic, o să dai seama că sunt și alte persoane care fac la fel. Fie că este vorba despre un coleg, poate este vorba despre un manager din alt departament cu care lucrezi, poate ai un angajat care în fiecare zi îți solicită timpul tău, sau poate un superior de altundeva din companie care este interesat în ceea ce faci, sau poate un client care are anumite așteptări de la tine. Dacă asta ți se întâmplă și ție, să știi că nu e singur, este foarte tipic. Role set theory sau introducere teoria rolului ne spune că fiecare dintre noi are un astfel de grup, format din 5-8 oameni, pe care îi numim jucătorii principali din cadrul locului nostru de muncă. Jucătorii principali ne comunică 3 lucruri. Ne comunică așteptările pe care le au, ceea ce vor ei să facem și ne definesc recompense și sancțiuni. Recompense dacă facem ceea ce vor ei să facem și sancțiuni cum ne pedepsesc sau cum ne fac viața mai grea la locul de muncă dacă nu facem ceea ce vor ei. Ce este interesant în legătură cu teoria rolului este că cercetătorii au arătat că jucătorul principal ne ocupă 80% din timpul pe care îl petrecem la lucru. Da, acești oameni au o influență directă asupra modului tău de lucru și îți pot face viața o povară. Și nu tu i-ai ales, dar sunt acolo, așa că ce poți să faci? Ei bine, mie îmi place modelul ICE, 3 lucruri pe care fiecare ar trebui să le facă cu jucătorii lui principali. Primul lucru este identifică cine sunt. Da, răspunde la întrebarea cine sunt cei 5-8 jucători primari din jurul tău. Dacă nu e sigur, uite-te la oamenii din jurul tău cu care petreci majoritatea timpului și în special la oamenii din jurul tău care te înnebunesc, să zicem așa. Este o șansă mare ca acei oameni să fie jucătorii tăi principali. Al doilea lucru, vrei să te conectezi cu ei. Asta înseamnă că vrei să-ți construiești o relație 1-1. Ești la o cafea, mergi la un team building, fă ceea ce trebuie să faci astfel încât să poți învăța de la ei ce fac ei, să poți să-ți construiești o relație personală. De ce vrei să faci asta? Pentru că al treilea lucru trebuie să le explici. Să explici persoanele respective despre tine, despre ceea ce faci și alte presiuni care sunt pe tine. Și așa învață și ei lucruri noi despre tine la nivel profesional și personal. Bun, de ce să faci asta? Ei bine, pentru jucătorii tăi principali, tu ar trebui să fii predictibil, de bază și responsabil. Asta înseamnă că atunci când vor să își ceară ceva, știu la ce să se aștepte, predictibil. Asta înseamnă că atunci când zici că o să faci ceva, o să se întâmple, să pot baza pe tine. Asta înseamnă că lucrezi la cerințele lor chiar și atunci când nu te verifică, responsabil. Aceasta este o definiție operațională a încrederii. Și ai nevoie ca jucătorii tăi principali să aibă încredere în tine. Așa că amintește-ți că acești 5-8 oameni din cadrul companiei, jucătorii tăi principali, îți ocupă 80% din timpul tău, este în interesul tău să-i identifici cine sunt, să te conectezi cu ei la un nivel personal, ca să poți să le explici despre tine și despre ceea ce faci tu. Motivul este că vrei să construiești încredere și vrei să ca ei să aibă încredere în tine. Dacă o să se întâmple asta, cel mai probabil o să fii mai productiv și mai puțin stresat la locul de muncă. Cam asta a fost scurta prezentare. Cu gânduri bune, ne auzim pe data viitoare. O zi bună, pa, pa.